cineva să vină, că și ăștia... Bine, mă, o pasă bună ai dat și tu, dracule, săracule, tu, scuipatea și în gură. Da, bun, bă, salutare tuturor, sunt Horizon și bine am găsit un nou clip. În acest clip suntem pe Rocket League și astăzi vreau să jucăm niște Rocket League, pentru că de-aia suntem pe Rocket League, nu? Zic și eu. În fine, înainte să dăm drumul la acest clip, vreau să vorbim puțin despre această mașină, pentru că mi-am cumpărat și eu fenecul. Îl am de ceva timp, ați văzut clipul cu el, montaje, mă rog, că am tot postat pe canal. Și hai să vorbim puțin despre el, că vreau să vă zic o chestie interesantă, un story time, gen cum l-am cumpărat și de ce. L-am cumpărat pe ăsta, gen Forest Green. Eram pe item shop și văzusem un fenec cobalt. Era 700 de credite. Mă duc, mă uit pe Rocket Pass, aveam deja 600 de credite, am făcut 700 în seara respectivă, după care mă uit puțin în garaj, la Blueprints, și văd aici, ce crezi, Import Body Forest Green pe Fennec, acesta pe care l-am cumpărat. Pe lângă faptul că era Import Body Fennec Forest Green, mai aveți chestia asta, șmechere de scorere. Și după aia m-am stat puțin și m-am gândit. Până la treaba asta am mers pe Instagram să-i dau un mesaj la un băiat cu care mă joc eu Rocket League de obicei, să-l întreb dacă blueprint-ul e și body-ul. Am crezut inițial că trebuie să ai mașina în sine ca să poți să ții blueprint pe ea și blueprint-ul gen să pune pe mașina respectivă. Eu așa mă gândeam, știi, că e un fel de tuning, având în vedere că Forest Green-ul e body kit pe mașină. Mă gândeam la treaba asta, că blueprint-ul e un tuning pentru mașina pe care deja o ai, nu mă gândeam că e body kit. La asta mă refer. Bă, și am înțeles că e cu tot cu body. Și am zis că de ce să dau 700 de credite pe un cobalt, pe un fennec cobalt stock, când pot să iau fennec forest green cu scorer pe el. Statrec-ul, că e un statrec ca pe CS, care ține cont de golurile pe care le dai cu mașina respectivă. Pentru că, bă, mi se pare un feature destul de interesant, știi? Mi se pare un feature destul de interesant. Adică te face mai mult să joci cu mașina respectivă. Și ăsta ar fi story-ul despre de ce mi-am cumpărat Fennec Forest Green în loc să-mi cumpăr Fennec Cobalt. Simplu, nu? Mi se pare corect, mi se pare extrem de fair alegerea asta, alegerea pe care am făcut-o. Deci, da, hai să ne drum la clip. Am văzut sabrat un mod șmecher de joc. Nu o să ne jucăm fotbal oarecare, o să jucăm fotbal cu un cub. Ceea ce mi se pare interesant, dacă mă întrebați pe mine, e tare rău feature-ul ăsta. Fotbal cu un cub. Mugești puțin cu gândul la Transformers, că tot am adus vorba de Optimus Prime în piesa pe care am scos-o în imnul Rocket League pe care l-am postat ieri. Aolo, faptul că am spus că am postat ieri clipul mă obligă să editez astăzi clipul ăsta. Ai, ce prost sunt. O să vă zic cât descriere de la piesa respectivă, sper să vă placă. S-ar putea să vă și regăsiți mare parte din voi, adică toți s-ar putea să vă regăsiți, pentru că am dat niște versuri mișto rău. Era ok volumul. A, nu l-am lovit, să mor eu. Să mor eu că-s așa de prost. Să mor eu că deja... A, n-ai că n-au dat, dar în altă... N-au dat gol. Și! A, că și! M-aș putea să-l iau puțin de cost, dar nu l-am luat. L-am postat pe sus. L-am luat pe la postul și am plecat cu el. Hai că se oprește în poartă dacă e. Fie cubul cât de pătrat, o să duce în poartă. Hai că da. Bă. Mă, asta e zar? Sau mi se pare mie? Cred că e un zar. Somehow. Era interesant să și bubuie, gen dacă pică pe un anume, pe un anume număr. Gen dacă dai pe 6 să bubuie. Sau să aibă număr pe el. Și la un anume număr de atingeri să bubuie. Să-l elimine pe ăla care l-a atins de ultima dată. Mi s-a părut interesant rău. Bă, hai că pică în poarta asta. Nu pică. Ăsta trebuia să zic că e cubiu ăla masculin, puii mei. Nu e minge. Hai că s-a adus. Bă, dar ce s-a rămas așa prost? E un cub, puii mei, de-aia s-a rămas prost. Hai că e în poarta asta. E în poartă. Bine, mă. O datare s-aude. Let them pray. Gameplay-ul ăsta, ce e volum? Ah, sound effects era. Hai că m-am dus. Bă! Mamă, dar m-am dus. Numai eu mă joc.
Lasă, bă, dar prost ești, ăsta e mai prost ca mine, ești nebun. A sărit și el. Dați-le pasă la poartă, proștilor. De ce încearcă ăștia să-și autogol, mă? Spune și mie cineva? Bine, pe lângă faptul că sunt boss, dar asta e partea a doua. Ia, vezi cum am jucat-o pe asta? Aaa, m-am lăudat degeaba. Am crezut că e în poartă. A sărit ăsta sus. A sărit mai sus decât mi-a dat cu capul. A picat în poartă? N-a picat în poartă. Bă, dacă o loveam cu fața, am sărit pe spate. Eu vezi cum l-am făcut pilaf acolo. L-am forțat ce o să se duc așa. Ia vezi. Ia vezi. Ce facem, mă, doar eu joc? Tot sau de aiurea. Mamă, cu ce ai dat, mă, băiatul de dăstărit așa cu bola? Ești nebun la cap? A dat cu fața. Mamă, să vezi gol ce ne dau ăștia acum. M-am prăbușit și eu ca lumea aici. M-am înfipt ca o rachetă. Numai că nu unde trebuie. Acum! Aolo, l-a lovit ăsta colțul de masă. E gol ăsta. Ești și prost eu. Bine, sunt proști ăștia de la mine, nu doar eu. Asta e partea a doua. Dacă era pe poartă, yellow-ul cheamă. Dacă era pe poartă, o scoteam. Pe asta n-am mai văzut-o. Hai, dă-i. A, prost rău. Am sărit eu prost rău. Aia a fost vina mea. N-am de ce să-i înjur pe ăștia. Mișto Anthem-ul. Îmi place. Aia dori eu. Aia dori eu. Aia dori eu. Ok? Tare. Interesant. Interesant Anthem. Bă, da, ce nesimțit ești. Ce nesimțit ești, să nu zic altfel. Bă, da, și ăștia de la mine. Bă, da, și ăștia. Bă, da, proști suntem. Nu știu, bă, veri, care e faza cu boții mei. Nu sunt stare să dea într-un cup. Și plus că un prost la noi l-a respins înspre poarta noastră. Ai, mai rău. Nu sunt stare să atingă cubul, ești nebun? Bine, eu nu știu să atingă nici mingea, dar păi cubul. Ia vezi? Aia că mi s-a dat și mie jump-ul, bă, dacă mi-a dat jump-ul ăla când a trebuit. Că s-a auzit când am sărit, dar degeaba. Nu mi-a pus double-ul. Eu l-am oprit, bun. Bun. Hai, du-te și dă gol. Bine. Hai că a sărit și el bine. Dar tot faza mea a fost, dacă stai să te uiți. Și eu egoist acum. Dar și eu eram acolo. A atins el cu rata mai înainte. Eu săream pe lângă ea, dar a fost bine. Că a lovit el. Ce-ar fi, mă, să-mi în bătaie? Cu golurile aia frumoase pe care le-am dat. Se poate, oricum, da. Ideea e că nici nu prea am echipă. Adică vedeți și voi cum joacă, că abia ating și ei cu bosta. Aia că și eu mai prost. Bine că l-am împins pe ăsta măcar. Ce bine a nimerit colțul cubului pe poartă. Zici că am făcut-o intenționat, ești nebun? Și că am vrut eu să-l lovească așa. Bă, mamă, dar ce prost a dus. Ce prost l-am lovit, de fapt. Eu am fost prostul. Și acum vine în poartă. Nu, nu azi. Azi nu. La mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că bai plai vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Obișnuiam să știu piesa aia, dar am uitat. Opa. Opa, așa. Bă, dar de ce sunteți proști? Bă, dar ești inapt, mă, Vere. Bă, ce prostul curului.
Mă, voi vedeți, mă, cum îmi joacă mie playerii ăștia, mă, mi-le ia... Ăștia, dă-o în cubul ăsta, dă-o în ninja, numai dă dragul de la atinge, bă, vere. Numai dă dragul de la atinge, ăștia nu... N-au logică. Îi dau fără să gândească, ești nebun? Doar să le se pună rău că au atins mingea odată. N-au raționament în gândire ăștia, dacă au gândire măcar, dacă gândesc măcar, a, nu prea cred. Oricum, v-am zis că ăștia nu sunt, nu sunt oameni, gen, non-human. Mamă, ce m-a fentat cubul. Ce m-a fentat cubul la faza aia, mâncați-aș gura ta. Bă, cum o să fie așa de prostare pe lângă el? Op. Iertați-mi-l. Ha, mă, pic și-o poroți mâine, mamă, ce joc prost. Măcar l-am împit pe el. Bă, uite cât de prost e. Cât de prost poți să fii, bă, băiatule. M-am împins-o la el. Uite-te aia cât de prost sunt, săracii mei. Am făcut bicicleta. Cum, dracu? Mi-a picat fix pe... colțul ăla care... Hai că ai respins-o, fix în poartă, a? Normal, dracu, așa pomană de goluri să ți se pună mingea în fața porții, mă, cubu. Cum dracu să nu dai gol în pomană așa? Două din două meciuri să-ți dea boți, mă? Dă-o record aici. Ăsta e jocul, frate, full de boți. Ce-am luat clemul ăsta? Ohohoho. Vine nebunia asta. Dă de călul ăla. Și un make you. Mi-a furat gândul ăsta. Bine, am luat asist măcar. Vezi că m-am dus și eu la primirea aia. Eram acolo. A fost bine. A fost bine că a primit-o. De-aia am și dat-o ca să primească. Da, și eu nebun. Mă duc, nu glumă. Aha, n-am făcut apă asta. Du-te că-ți dau la roți, prostule. Bine, s-a respins de amândoi. Hai că... Aul, am crezut că respinge pe unde sar eu. Cum nu s-a respins înapoi? Cam atins-o. De ce nu s-a pus că am lovit gen? Tu, ce mă joc. Da, mă, stai parcat, bine că l-ai oprit. Bă, da, săriți toți acum. Asta e urea, că toți zboară pe modul ăsta de joc, tu știu să zboare. Hai mă, că ați luat golul ăsta iar. Ia MVP-ul băiatul ăsta. Mi-mi dă plieri de ăștia, nu numai în p***a mea, adică boți. Mă, trebuie să facă ceva, sistem de verificare cu dacă ești robot în p***a mea, că n-ai cum să fii așa de inapt, mă, să joci jocul ăsta. Bă, 4 butoane și 2 click-uri să nu fii în stare să reții, mă. V-am zis, trebuie să facă sistem. Eu nu sunt un robot, n-ai cum. O să pună limită de IQ, vere. N-ai cum să joci jocul ăsta între IQ. Cel puțin ar trebui să ai voie să joci jocul ăsta dacă ai 3 IQ, că n-ai cum să înțelegi jocul în sine la 3 IQ. Vrei aveți pasta acolo? A, degeaba. Bine, i-a dat ăsta golul. Ce proști, mă. Ce proști. Dar pasta asta, de milioane a fost. De milioane a fost pasta asta. A picat prost pe colț, că dacă pica bine, să duceam poartă instant, da? Na. A fost pasta de milioane, n-ai cum. Frumos cu fața. Dar ce așteptați? Nu că n-aș fi făcut și eu același lucru, da? Eu am voie. E clipul meu. Ia vezi! Ia vezi! Ia vezi! Ia da fetă cum! Nu pot, n-ai cum! Ia vedeți cum a strigit cubul peste el? Damn! Bă! Doamne, cum l-a fentat cubul la faza aia, bă, băiatule! L-am explodat pe ăla? Cum l-am explodat pe ăla? Aaa, mă, pe bune! Cubul în fața porții, n-ai fost în stare să-l împingi? Opa! Bine! S-a fructificat mișto faza aia. Haide! Haide, da! Săriți, mă, bă, de ce nu săriți proștilor? Na, a dormit în fața cubului.
Aolo! Ce mă fac eu cu voi? A stricat toată faza. Asta doar stă pe loc, dacă îi dau una, dar nu-l vidă dori deja, da. Na. Dacă nu dădeam eu golul ăla, era aiurea. Nu-i băteam. Acum ne dau ăștia gol. Dacă nu eram eu săraci de voi. A fost ultimul la scor, la gol averaj, la scor. Că am dat și gol, am dat și asisturi, două. Cum să fiu ultimul? Bine, echip neau. Nu m-am fost al doilea. Asta cum a luat asta 36, că atins mingea de 36 de ori, da, om, are sens. Atins mingea de 36 de ori, da, are punctajul ăla. Da, om. E în funcție de câte ori atingi mingea sau cum. Nu mai dau eu play game cu voi, neam. Dacă era unul acolo, da, ce dracu, joc singur. Suntem trei și jucăm doar unul, că da. Ăsta e rocketul. Ăsta e Rocket League. Asta înseamnă Rocket League. Că joci singur. Că pomanagii tăi sunt plimbă random pe mapă, pe teren. Bine, mersi. Tot golul meu a fost. Te pup. Eram acolo. Vezi că l-am deviat bine. Bine, așa cum am căzut. Dar cum a ajuns? A, l-am pins ăsta. Dar eram pe el, știi că am văzut că l-a centrat. Uite, vezi, dacă nu-l împingea, eram pe el. Bine, și așa rău. E bine și așa rău. Bun, fără să taci. Trebuie să mă întorc cu spatele. Bun. Fenta aia blana-o. Bun. Haideți, vezi la primire, mă, inapților, inapții mei. Ce caută mă la poare, nu? Mamă, ăștia nici să primească, nu știu, bă, băiatule. Cum dracu aveți voie să jucați, mă, dacă nu știți să primiți o minge? Mă rog, un cub. Uite și tu cum dau, uite și tu șuturi ce dau. Și ai mei nu știu să le primească, mă. Uite și tu proste, bă, aveți spate, mă, aveți backward, inapților. A lovit și o dată cu bola, bine, și a stricat faza singur. Doamne, cât de prost ești. Cât de prost poți să fii. Și eu m-am pe lângă, am dat la partea a doua. La faze de astea să meriți, poți să dai pe lângă. Au nu sunt importante. Aia e importante, cum ar fi golurile, nu trebuie să dai pe lângă, dar dacă oamenii mei îți boți, nu sunt oameni. De ce sari înaptule dacă mă vezi? Bă, ce prost e! Ce prost e! Gura ta, de bot! Mamă, ce m-a fentat! Ți-ai cubul cu laturile tale. Ia uite cât e de prost săracul meu. Bă, cât de prost e, fix în poartă pică. Doamne, ce mă joc. De ce am sărit pe lângă? Doamne. Bine, am bănuit și eu că vine și o lovește, dar cine a cum să vină, că și ăștia. Bine, mă, o pasă bună ai dat și tu, săracule, săracule, tu! Scuipate așa în gură. Doamne, cu cine mă joc, bă, băiatule? Lady and Pride. De ce s-aude sunetul așa tare, nu înțeleg. Mă bată, mă. A trecut pe lângă el, mă. Și, bă, cum a fost baga aia? Cum a fost bagă? Băi, ești tâmpit, de ce-ți dai autogol, inaptule? Aia n-a fost bară toată viața ei, mă. Aia n-a fost bară acolo. Două dracu. Ăla n-a fost șut să vină în bară. Bine că șuturile lor vin direct în partea și al meu să zicem bară, mă. Când nu trebuie să fie bară. Ăla a fost gol legit acolo. Două dracu. Despre ce vorbim? Și nebun la cap. Bă, cum a picat, bă, cât de urât pică, bă, băiatule, la ei pică fix în poartă, mă. Și la noi pică să duce dracu în toate direcțiile cu bu. Doamne, ce mă joc. A, uite cum l-a lovit prost ăsta și tot bara a fost. Tot bara, mă. Ce dracu, noi ăștia numai bări au. Poarta e făcută numai din bări, ești nebun? Nu, că n-ar trebui să fie din bări. Bine. Bine. Hai că nu știu ăștia. Da, stai.
Aia vezi că mi-am pus-o pe șut pe acolo, pe acolo, pe aia. Acă, era tare să sară transversală cu aia. Era ceva să sară în transversală, mâncați-aș gura ta. Dacă sărea în transversală, muream. Băi, dacă sărea în transversală, muream. Doamne. Câte bări am dat, două trecu, mă, să ai numai bări, mă, să ai poarta făcută numai din bări. Hai că da gol dacă e, hai că da gol dacă e, hai că suntem bine. Am luat MVP-ul mâncare. Olo. Nici n-am dat cum altfel, m-am jucat prea bine. Prea. Între ghilmele prea, am jucat decent. N-am să mă încărcat, chiar am jucat decent. Hai, hai, partea a doua. Am, cum am 171 ping, de ce? Doamne, ce mă joc. Da, mai că s-a jucat bine, mă. N-am să vă mint. Mi-am luat și eu ăsta, decălul ăsta. Bă, vezi că arată chiar mișto. Chiar arată mișto. Deci da, băieții, cam ăsta a fost și clipul de astăzi. Eu am fost Ryzen și ca de obicei nu este să vă abonați la canal dacă încă n-ați făcut-o. Să activați cu puțin notificări ca să fiți notificați de fiecare dată când postez. Să apăsați butonul de like pentru că am arătat că mă susțin. Și să lăsați un comentariu pentru a mă ajuta la algoritm. Vă pupă, frate, îi spăra ce faceți și să aveți o zi faină. Salut! Yeah, am intrat pe Rocket League, fac tot ce pot să câștig, nu știu dacă înțelegi ce zic, yeah. Vreau să vă pun pe toți la zil că n-ați avut încredere și am fost în pierdere de timp.